este diferența între o gripă și o așa zisă viroză? Termenul de viroză este un termen foarte general. De obicei, însă, prin viroză se înțeleg infecțiile de trac respirator superior, infecțiile mai puțin severe și foarte frecvente în sezonul rece, infecții care de obicei nu sunt determinate de virusul gripal, ci de alte tipuri de virusuri, cum ar fi adenovirusuri, rinovirusuri sau alte tipuri de virusuri circulante în sezonul rece. Diferența clinică este cea mai importantă, pentru că gripa are aspectul de boală sistemică, care afectează în întregime pacientul, care îl pune la pat, între ghilimele, cu febră mare, dureri de mușchi, stare de astenie, stare proastă, curbatură, deci pacientul practic este pus la pat, să zic. Pe când într-o viroză, între ghilimele, avem de a face doar cu fenomene de infecție de trac respirator superior, care poate să evolueze cu o febră foarte ușoară sau chiar deloc, în care avem de a face cu manifestări de gen rinită, dureri în gât, tuse, obstrucția nazală, fenomene mult mai puțin importante și care de obicei afectează foarte puțin starea generală a unui pacient. Deci, din punct de vedere clinic, cam acesta este modalitatea de a diferenția cele două tipuri de infecții. Dar, bineînțeles, în momentul în care există dubii în privința uneia sau altuia, sau în momentul în care este foarte important un diagnostic cert, mai ales din punct de vedere al contactului cu respectivul pacient, cu alți pacienți cu risc, e mai bine să fie adresați medicului specialist sau medicului de familie.